Bună ziua tuturor! Este ora 12, n-am reușit deloc să filmez astăzi, m-am trezit pe la vreo 9 și ceva. Am mai stat în pat pe la vreo 10, am pus, am mâncat și n-am mai reușit să filmez. Acum trebuie să mă duc să fac o baie și să-mi fac și sprâncenele, că am reușit doar să mă spăl pe față. Pe astea și am zis să dau mâncare copiilor, că până îmi rezolv eu toate treburile durează și le e fomică. Aici am pus să fac o ciorbică de găină de țară și aș vrea să o acrez cu lămâie, nu am borș în casă și am mai auzit la multă lume că crește cu lămâie. Să vedem cum iese și aș vrea să-i mai bag și niște tăiței, să nu fie prea goală. Am băgat și niște cartofi, dar nu vreau să fie nici plină cu cartofi, vreau să fie așa și zeamă și, o să pun și niște tăiței. La noi afară dimineața ninge atât de frumos, dar nu aveam baterie la telefon și l-aveam la încărcat, vreau să vă arăt. Acum fulguiește așa puțin. Și e foarte frig. Da. Da, Mart, ce faci tu acolo, mama? Aici am un sac plin de produse terminate. Trebuie să mă apuc să-l filmez, dar aștept să fac și o baie. N-am făcut decât duș, trebuie să fac baie pe cap. Am făcut din toate merele alea care le aveam în frigider. Știți că aveam o ladă mare aici cu mere, plină. Și am mai luat și din coșul ăla. Și vreau să vă zic, dintre atâta lada de mere mi-a ieșit doar atâta suc. Atâta mi-a ieșit. Foarte puțin suc. Mă așteptam să iasă măcar toată carafa asta plină de suc, dar nu. Și mi-am pus și eu, am băut o cană așa plină. I-am pus și soțului meu. A ieșit foarte bun, îmi place foarte mult. E și dulceag și acrișor. Doar că, din păcate, v-am zis, a ieșit dintre atâtea mere cam atâta suc. Am aruncat foarte multă pulpă de la măr. Da. Dar mă bucur că am reușit să fac sucul, deoarece erau foarte multe mere stricate și zbârcite. Deja se schimbase la gust. Da, mama! Ce mai faci tu? Da, acolo a fost papa. Am păpat cât ai dormit tu. Hai că mama face imediat un orez să mâncăm. Da. Da, sufletul meu. Mini, da. Seli a ieșit un pic afară cu copiii aici la noi, la bloc. Afară e destul de rece. Ce, mama? Da, am lăsat-o un pic și pe ea la aer. Și cred că o să-l scot și pe Marc puțin la aer, dar doar pe aici, pe lângă bloc. Da, și aici am de la soacra mea niște nuci, adică prăjituri din alea. Și trebuie să le iau să le umplu cu o cremă, dar nu știu din ce să fac crema. Ori să le fac cu Nutella și mascarpone, ori nu știu, habar nu am. Și ce faci? Bubu, mini, lasă, nu-l mai linge pe mâini. Soțul meu a plecat să ia apă minerală și apă plată. Da. Da, mama. Ce faci tu acolo? Topi-top? Nu-i topi-top. Deja e 4 și ceva amiaza. Vreau să fac un orez amestecat cu sos de soia. Deja încep să fac chiar mucegai pe perete, dar eu nu înțeleg din ce cauză, că am 3 calorifere aici. Ia uite copii. Cred că Selena e. Selena! Nu e cu ei, cred că e ori în partea cealaltă, că mai stă în partea cealaltă la blocurile celelalte. Se joacă și ei, așa am avut și noi copilăria. Nu, e foarte frig afară. Unde vrei să arăți? E un pic? Hai! Gata, i-am arătat un pic și lui pe geam și nu a fost atât de tentat să stea, că a văzut că e frig afară. Da, mini! Wow, uite ce papa bun, cartofi prăjiți cu mici. Ce poftă mi-a făcut, cred că și eu o să fac niște cartofi prăjiți. Da, mama, papa era acolo. Era papa, vezi? Yummy, yummy. Și mie mi-e foame, yummy, yummy, că eu am mâncat doar ciorbă și pe mine ciorba mă spală pe mațe. Uite ce mâncare bună pe acolo. Arată. Wow.
super. Uite, fructe. Din ce în ce mai mult fructele exotice. Desigur, nu. Da, wow, ia să vedem. Să aud voci. Nu, uite, Selena. Am pus orezul la fiert, imediat e gata. Cam 15 minute se lasă ca să nu se sfărâme. După care le iau cu paleta asta și îl răstorn aici. Aici am avut niște șuncă de porc, de praga, șuncă praga de porc, parcă, de la Caroli. Am luat, am călit, am tăiat-o cu bulețe. Ce e, mama? Și aici am bătut 3 ouă. Ce e, mama? Te iubește? Seli a venit de afară și Marc tot după ea e și se uită bună, se uită să nu plece, că el nu vrea să plece, surioara lui. Da, te-a pupat pe păr. Stai acolo, jos. Stai să steaptă-l. Nu în cap, te duci în cap. Dă-i pu... Dă-i pupic lui Seli. Doamne, ce frumos! Dă-i un pupic lui Seli! Marc! Doamne, minune! Mai înainte să uita să nu plece Seli. După aceea pun orezul aici, răstorn ouul peste, pornesc focul ca să gătească ouul prin orez. Și o să pun și niște sos de soia și iese o bunătate nouă, ne place la nebunie. E un fel de orez chinezesc, un fel de yangzhou, ceva de genul. Bine, nu se aseamănă mult. Pot să-l mănânc și cu ketchup și cu sos de soia. Și da, ia să opresc eu orezul. Ce, Marc? Dar ce te-ai așa urât? Gata, noi ne-am pus la masă. Seli, poți să lași tableta? Ce? Nu, dar eu iau. Poți să lași tableta la masă? Am primit creioanele de sprâncene de la prietena mea, Georgiana, și sunt foarte curioasă să îmi fac cu ele sprâncenele imediat. Îți mulțumesc din suflet, Georgie, te pup cu drag. Mi-am făcut sprânceana asta și vreau să zic că îmi place super, super mult rezultatul. Mi-am făcut o sprânceană naturală, dacă vedeți și voi culoarea sprâncenei mele. Și cu culoarea creionului mi se potrivește super fain. Mi-a cumpărat unul deschis și unul închis. Ăsta e... ce nuanță o fi ăsta? 905. Și vreau să zic că e super fain. Deci îmi place la nebunie. Mulțumesc, Georgie, din suflet. M-ai făcut bucuroasă. Și are capătul așa. Nu știu cum să se vadă. Și vreau să văd dacă pot să-mi fac... Dar nu știu că pot să-mi fac, că nu țin eu bine telefonul, ia să încerc. Gata, mi-am făcut sprâncene și îmi place foarte mult rezultatul. N-am reușit să-mi fac în cameră, dar îmi place super mult. Trebuie să mă duc să fac baie pe cap, sper să nu se șteargă sprânceana. Și am mâncat, dar vreau să vă zic că nu mi-a făcut bine sucul ăla de mere așa, nu știu, nu prea mi-a făcut bine la stomac. Simt așa o forfăteală în stomac, o agitație, o, nu știu, parcă și că dansează cineva în burta mea și mă gândesc că e de la sucul de mere. Până acum nu am avut nimic până să beau sucul de mere, am băut o cană în aia plină și deja când mă gândesc la el, mi se provoacă oarecum așa o greață, nu știu, nu o să mai beau. I-am zis și soțului meu să nu mai bea, că poate o să-i se facă rău și el a zis că n-a deocamdată nimica, dar... Și parcă mă simt așa și amețită de cap. De câteva zile n-am mai băut nici cafea. Nu știu dacă nu am și tensiunea mică. Dar nu am niciun chef să mă duc să fac baie. Mai ales când mă gândesc că părul ăsta se usucă atât de greu și durează și cu feonul și abia mâine dimineață. Cred că da, nici mâine dimineață nu o să fie uscat. Vreau să mă duc să filmez și sacul ăla de produse terminate. Și mă simt un pic așa amețită. Sper să reușesc să fac toate ceea ce mi-am propus. Mi-e și un pic somn. Astăzi am văzut un film de groază fain, The Nun, dacă vă interesează. Pe Netflix, să știți că nu-l găsiți, îl găsiți pe Google. Mi l-a recomandat verișorii mei și e super fain. Îmi place mult, mi-a plăcut. Deci e cel mai de groază film care l-am văzut vreodată. E legat despre o mănăstire, filmat la noi în România. Mi se pare că la castel din Hunedoara, ceva de genul. Da, foarte fain, foarte interesant și te ține suspans de la începutul filmului până la sfârșit.
Chiar frumos a fost. Mi-a plăcut. Doar că m-am uitat singură că soțul meu nu a vrut să uite cu mine și a fost așa un pic înfricoșător. Mi-a fost destul de tare frică. Da. Mie îmi plac filmele de groază, îmi plac comediile, acțiune. Alea să nu-mi dai, că alea nu-mi plac deloc. Îmi plac astea, scary movie. Mai erau filmele alea de groază, dar nu mai țin de cum se numesc. 5? Destinație finală, 1, 2, 3, 4, 5, parcă nu știu când a apărut și 6, parcă e și 6. Și de la ăsta mi-a mai plăcut American Pie și le-am plăcut cu nebunul ăla de Stifler și... am și eu anumite filme care îmi plac, dar dacă am văzut o dată un film, nu mai prea îmi place să mă uit a doua oară, a treia oară la el, vreau ceva nou. Cum ar fi Veronica, mie Veronica îmi place foarte mult și e un film la care ăla... Cred că e singurul film la care m-aș uita și nu m-aș plictisi. Dar rest așa sunt genul de persoană care dacă m-am uitat la un film, mă uit maxim a doua oară, dar să treacă an bun. Că dacă n-a trecut an bun, nu, nu-mi place de să treacă an bun și să uit efectiv așa ce s-a mai întâmplat. Dar așa să-mi dai cum ar veni singura acasă, deja nici nu mai vreau să le văd. Când se uită soțul meu, eu plec ori în altă cameră, ori mă uit pe telefon. Nu-mi place să văd. Știu că în fiecare an se dă același film, deja știu ce se întâmplă pe de rost. Unii și-au făcut o, cum se numește, nu vine pe limba acum, o obișnuință, cred că se uită la filmul ăsta sau le place, nu știu, și soțului meu îi place și celor din familia mea le place să uită, dar mie nu. Adică îmi place ca film, dar l-am văzut de foarte multe ori. Mi-aduc aminte că eram copil de când tot mă uit la filmul ăsta și m-am plictisit. Da. Îți mulțumesc din suflet, Georgi, pentru creioanele astea. Deci îmi plac la nebunie. Acum m-am dat cu cel deschis. Și vreau să te întreb, dar cred că o să scriu până vezi tu vlogul, să-mi zici și mie cum să le țin cu gura în jos sau în sus, ca să nu se usuce. Și chiar m-a întrebat și soțul meu de unde le-ai cumpărat, să-mi cumpere și el mie, că îmi place. Și acum o să-i zic să se uite puțin prin magazinele astea, nu știu, și Ungaria, și Slovenia, și prin Italia, poate găsește. Și pentru cei interesați, pentru cele interesate, este de la Hema. Asta nu vrea să focalizeze. Și am și un fir de păr pe mână. Da. E foarte fain, îmi place foarte mult. Așa, văd că nu s-a curățat. Mă duc să fac baie și văd eu dacă curge apă, dacă se șterge. Dar oricum îmi plac. Deci îmi place când face, îmi place când face sprâncene naturale. Și zici că e culoarea mea naturală. Dacă vă uitați de la sprânceană la culoarea mea naturală, seamănă foarte, foarte bine. Ce faci, Dagule? Îmi faci cartofi păziți? Hă? Dar ce să rabatez? Geamul? Lasă să fie, mie mi-e frig. Iar îți saburește și toate, da. Ai luat castron? Nu. Așa. E mănânc cartofi prăjiți cu brânză. Da. Fac mai groși? Uh-huh. Minisor, se face fata? Se face copii? Ai văzut urs, Marc? Ce vrei? Ce vrei tu, cucuș? Ce vrei tu, cucuș? Nini. Nini, wow, da, vezi, mama, foc. Feli. Mini, ce faci, fata? Căprioara? Căprioara? Seri, poate dai cu capul de ceva. Dragul meu soț, ce film ne uităm în seara asta? Ai, mă! Suntem pedepsiți? Da, dacă iar alegi un film, cine știe de care, Seli? Așa, mă simt, dă-te acolo. Nu a apărut oare cu Frozen 2. Mersi, nu. Frozen? Hai, dă-te, mami. Dă-te, Mar. Dă-te, Mar. Titit. Seli, îți dă pătul în cap. Stai, Seli, nu vrei să pune și eu ăsta? Și eu trebuie să mă ridic. Păi am zis
și eu trebuie să dispar. Poți să-și pui mâna acolo să faci. Da? Da, să te ajut, mă. Seli, dă drumul. Seli, stai, mama, să facem patul. Uite ce râde asta. Mă, dar ai deschis geamul și mi-e frig. Am făcut baie pe cap. Chide geamul. Păi tata a deschis geamul și eu am făcut baie pe cap. Și s-a ars cartofii? Nini. Stai, Seli, să fac patul, mama. Seli. Hai că, mami, mai zăpăcit să-ți fac patul, să-ți fac patul și acum nu te dai. Vreau să pun să mănânc, că mi-e o foame de nu mai pot. Și tot am mâncat orez, dar pe mine orezul nu mă țin. Ciorbele, orezul. Mie trebuie mâncare consistentă. Consistent. Frig oricum cartofii. Marca a găsit ciucalată. Pentru că mai mănâncă. Dă-ncă. Hai pune-mi. Atât, după aia prea sărat. Vezi că n-am pus sare, ca să știi. Nu lăsă. Ce mai bag? Mai bag o lingură. De brânză. Așa. Dar avem de apă. Puleu. Îmi dau toată apă dacă nu pun toată. Dă-te pui pe apă. Ei desfăcut ciocolata? Ferrero Rocher. Ce faci cerșitoare-o? Ce faci cerșitoare-o? Ce faci, mama, tu? Nu, ma. Loc. Stai să răcească cartofii și merge să mâncăm. Chiar astăzi ce la televizor luni? Nimic. Trebuie să dau după ce mâine-i sărbătoare. A, mie Marc mi-a luat telecomanda de aici. Știi? Și nu știu unde a pus-o, că se făcea că vorbește la telefon cu ea. De la luminițe. Mi-ai auzit? Vorbea la telefon. Au, ce cap am dat. Da. Cine știe când o mai găsesc chiar. Și luminițele trebuie să le desfacem. După Sfântul Ion le dau jos să fac curățenie. Mâine Sfântul Ion, mâine ziua noastră, mea și a ta. Și alu prietena mea. Care prietena mea? Ioana. Ioana, da. Și mama lui. Uite că Marc umblă la ăla. Și mama lui Irina. Mama? Da, și mama lui Irina. Și Bicu, mâine ziua lui Bicu. Ai găsit-o? Unde era? În ATV? Mai pornim și noi un pic luminițele. Nu mai mâncăm ciocolată. Mâncăm ciocolată după aia. Mai e? Mai e. Jumate. Ia uite la el. Și acum tirează cu ea. Nu tira, bagă înapoi. Mă, bagă ciocolata înapoi. Bagă înapoi, mama, ciocolata. Hai că tu n-ai mâncat orez. El n-a mâncat orez. Zici că ești băzoi. Da, bondar. Ce ciocolată mai ai? Nu voie. Mami, fă-mi apoi. Nu voie. Dă-mi. Hai să mergem să mâncăm cartofi, nu s-au răcit. Bag acolo ciocolata, mamă. Ți-am făcut. Da, cici, nu e? Tu te văd de aici, bă. O, cici. Nu știu de ce nu vrea. Uite la acum. Săruta, mami. Ea stinge. De ce? A. Te dat tu? Nu, am zis că respinge acolo.
Noi vrem să ne uităm la Regatul de Gheață 2. Arată pe internet că ar fi în carpă. Regatul de Gheață 2 la Frozen. Să-mi dăm călătă. Marc, ce faci, bă? Stai la surioara ta. Nu merge, mami. Da. Dar de ce țipi așa? Mi-am desfăcut și părul. Lasă să se usuce așa un păr în cap, zici că e claie de fân. Zilele astea trebuie să mergi la Carrefour să-mi iei vopsea. Să mă fac faină. Nu? Ce ți-l respinge? Da, dar încearcă să cauți pe YouTube, pe Google, direct. Da. Să încerc cu a meu. Încercăm cu a meu? Vine cu ea. Te-a strigat, Sally. Da, ia zi, Sally. Zi, Sally. Acă. Zi, Sally. Lu Sally e somă, mi lasă, dă-i pace. Dă-i pace, Lu Sally. Da. Aoleu, Mar, ce faci, mama, așa? Uite cum s-a întors, Sally. Numai tu l-ai învățat așa. Nu e voie. Dacă te răsturnai cu topoganul pe partea cealaltă. Hă? Mare greșeală că v-am luat eu topogan. Nu ai ți-l de nă pe care ai mâncat cu tia. Păi normal că nu ai îndă banii și e folosit. Bibi! Wow! Tu ne conectezi, tati! Wow! Hai să ne uităm la filme, Marc! La filme, la film! Film, o să ne dăm un stop, trebuie să dăm una. Wow! Dede, vreau să vă zic că unghiile mele sunt intacte. Nu mai mă mișca, mă! Deci nu s-a deslipit nici măcar una, nu a prins aer. Și aveam programare azi la ora 6, dar mi-am reprogramat pentru sâmbătă la ora 6. Niciodată n-am avut așa mult timp unghiile fără să sară. Gata, ne-am băgat și noi filmul. A venit și copila și aici, iubirile mele. Cine, mama? Wow! Și ne punem să ne uităm la film. V-am pupat cu mare dragă, seară liniștită. Pa, pa!